Este o selecție foarte puternică. În fiecare an eu urmărit selecția de la distanță și în fiecare an mă uit peste selecția asta pentru că e foarte interesantă, are foarte multă substanță și anul ăsta chiar mi-a picat bine să vin să văd în masă și acele lucruri despre care nu știam și acele filme despre care nu știam. Niciodată nu știu exact ce înseamnă industrie. Dar în mod cert există din ce în ce mai mulți regizori de documentar, există din ce în ce mai mulți editori tineri care sunt interesați de documentar, ar fi bine să fie și mai mulți. Și sunt mai multe filme românești care apar pe piața internațională, la festivaluri, care sunt bune de tot. E mult mai bine reprezentat documentarul românesc decât era acum, să zicem, 7-8 ani. E o temă care e specifică festivalului Astra. Pe de o parte e oarecum o temă etnografică, dar e un interes foarte puternic în documentarul observațional. Și asta curge prin toate celelalte secțiuni tematice. Din pricina asta sunt foarte multe documentare care, de exemplu, au o viață extraordinară în alte festivaluri și pe piața internațională care nu vin aici. Pe de altă parte, sunt documentare observaționale foarte bine făcute care nu au aceleași șanse pe piața internațională sau nu capătă atât de multă atenție, dar vin aici și poți apuci să le vezi aici în mod constant. Zău că nu știu, pentru că sunt atâtea feluri de documentare că ar fi foarte nedrept să răspund. Mi-e clar că e vorba de o oarecare intenție și un interes artistic pe care trebuie să-l prezinte documentarul ca să fie de adevărată la bună. Acum că te concentrezi pe formă, că te concentrezi pe poveste, că te concentrezi pe părțile tehnice, atâta vreme cât există o intenție care este clară și care conduce tot demersul, ai șanse să-ți iasă ceva bine. Dacă lucrezi fără o intenție clară, de obicei nu-ți iese. Uneori se întâmplă, ți iese la montaj, dar de obicei nu-ți iese. Însă existența unei intenții artistice, specifice, fie că e legată de poveste, fie că e legată de părțile formale, ideal ar fi să fie toate îmbinate, face ca un film să fie bun. Cred că răspunsul depinde de la regizor la regizor. Fiecare are alt sistem de lucru și altă modalitate de a căuta și de a găsi autenticitatea. Mulți oameni, de exemplu, petrec foarte multă vreme cu subiecții lor înainte să înceapă să filmeze. Fără cameră de filmat, fără aparatură. Asta este o modalitate de a câștiga încrederea. Alții preferă să intre direct cu camera și să fie percepuți, camera să fie percepută din prezența și ca parte din prezența și personalitatea lor acolo. E clar că cel mai important, indiferent de aspectele logistice ale acestei trebi, este relația de încredere pe care o ai cu subiecții. Dacă n-ai asta, nu găsești nimic autentic. Dacă ai însă o relație de încredere, ea se simte și publicul o percepe, o simte foarte repede. Pe de o parte, publicul s-a obișnuit cu documentar. Pe de o parte din televiziune, unde au apărut toate aceste reality shows, Discovery, National Geographic, ce mai fi. Și lumea s-a obișnuit cu documentarul ca o sursă de informație și o sursă de entertainment. Pe de altă parte însă, pe documentarul creativ, pe documentarul artistic, au început să se facă mult mai multe filme care sunt viabile.
și care prind la public, în asemenea măsură încât documentarele au început să fie, cel puțin în restul Europei, din păcate nu atât de mult în România, dar în restul Europei și în Statele Unite, sunt foarte multe documentare care sunt arătate în cinematograf. Și lumea merge și cumpără bilete pentru aceste documentare. Au devenit o competiție reală pentru filmele de ficțiune. Ele sunt și făcute cu mai multă aplecare, într-un fel, către public, fie că e vorba de un public comercial, general, necunoscător, fie că e vorba de un public de cinematograf de artă. Doamne ferește, nu vreau să dau sfaturi. Eu însă am urât sfaturile pe care ți le dau alții, pentru că orice sfaturi generice și generale nu se aplică la ceea ce lucrezi tu, la proiectul tău din momentul respectiv. Dar singurul lucru pe care, care cred însă că se aplică la toată lumea este înțelegerea unei datorii față de comunitatea celor care lucrează în documentar. E o comunitate mult mai mică decât a celor care lucrează în ficțiune. Comunitate care se bazează pe schimbul de informație și pe cererea și oferta de informații în regim de barter, de nimic altceva. Bani sunt puțini pentru toată lumea. Dar fiecare dintre noi am profitat de experiența altora și ne-am dus și am cerut sfaturi, am cerut sprijin când am avut nevoie de la cei care au trecut prin situații similare. Și este important, odată ce începi să te să fii cunoscut, să fii established într-un fel, să dai înapoi, să nu uiți să dai înapoi. Toți facem jumătate din timpul nostru, cred că este petrecut în lucruri care nu sunt plătite, care constau în principal din activități care dau ceva înapoi comunității. Jurizarea în festivaluri, mentoratul, uitatul la versiuni, la asamblaje făcute de colegi și comunitatea oamenilor care lucrează în documentar se hrănește foarte mult din asta. Bani sunt prea puțin ca să ne țină în viață. Asta este adevărul, dar sunt foarte, e foarte multă bunăvoință și e păcat să uităm de asta de-a lungul timpului.